Bună ziua, sunt Ivan Gabriel, vreau să leg o nimfă. Ne-am apucat de până să legăm și nimfe. Uitați câteva modele. Care ați dori să încercăm. Una cu verde sau cu roșu. Sunt multe care le putem încerca. Haideți să încerc una cu roșu. Sunt concepție proprie. Uitați modelul acesta, o să-l încercăm. Să-l facem. Și la sfârșit să vedem dacă seamănă. Vom folosi cârlige Camasan numărul 10. Așa, cârlige este acolo. Vom folosi biluță de tungsten, pentru că la nimfă asta este ideea, ca să ducă că nimfa în adâncimea apei. Nu am pescuit cu așa ceva până acum, dar trebuie să pescuiesc. Vom folosi biluțe de tungsten de la Amida de 3 mm și alte materiale ne mai trebuiesc. Să mai folosim și aici dubbing-ul ăsta, ulei-ul. Și câteva oase, da? Am oase din acesta. Cristal flash. Acum am început construcția și de nimfe și fac diverse variante, trebuie să le și încerc. Deci se bagă vârful cârligului. Și aici are un șențuleț. De când introduceți aici la încheietură, îl puneți șențulețul pe direcția tijei curlingului ca să poată să intre. Prindem curlingul în menghină. Ață de montaj subțire negră. Și la sfârșit vom lipi cu soluție specială head cement, să vă arăt. Deci ceva de genul muscă udă, dar mai mult se arată a corp de larvă ceva, toate că eu îi mai fanteziile acestei fac și altceva ce nu are el pe acolo. Să văd dacă e interesat. Dau bune rezultate la păstrăv, mreană, chefal și la clean, că mănâncă jos. Ales iarna acum, cleanul preferă muștele roșii. Asta știu din experiență când am dat cu șnurul, nu era nimfă. Că ar fi fost nevoie și mai bine, coboram mai jos. Era o larvă de libelulă imitație, venea și
o ataca și era singura muscă la care luam. Altceva nu-i plăcea lui. Folosesc și o bandă din aceasta. Am fost în zona Olt, pe Olt în sus spre Sibiu și am văzut foarte multe mreiene pe acolo. Deci o locație foarte bună de încercat. Apa curge cu anafore frumoase, adâncime 1 metru jumate, 2 metri și 1 metru. Apa super curată, așa am găsit-o noi atunci. Mreiene de 2 kg se reau în sus, câte jumătate de metru. O plăcere să le vezi, dar cred că și mai plăcut să încercăm să le prindem și mai bine pe artificiale. Eu v-am dat cuvintele cheie la al videoclip, o să vă spun și acum. Fly Fishing Barbel Video este pentru mreană. Scrieți așa pe Google sau pe YouTube. O să vă apară filmulețe cu mreana prinsă la muscă, nimfă. Acum mi-am adus aminte că am văzut și un filmuleț cu mreana la muscă uscată de dea în apropierea malului, cu apă mai liniștită, nu curenți. Și probabil că ea venea și culegea, am auzit varianta asta, cum stau ele la jiu pe susălci, mrene de 2 kg. La ieșalniță. Stau la soare, probabil că așteaptă vreo bondar, vreo gâs, ceva atunci. E momentul să-i prezentăm și o muscă uscată. Până acum nu am fost obișnuiți, dar o să ne obișnuim cu toți peștii. Și eu sunt punctul de legătură al dumneavoastră. Și produsele, că trebuie să muște calitative, le găsiți la noi la firmă. Ce vreau să vă zic, toate filmele acestea o să le punem pe YouTube, dar o să le transfer și pe site. Pe site le găsiți toate, fiecare la categoria lui. Cele de legat muște la legat muște, cele de pescui la muscă la categoria aceea, cele de construcție buldo la categoria lui de construcție buldo. Și acolo nu o să pierdeți niciunul. Am înțeles că pe YouTube nu prea sunt toate grupate. O folosit și un fulgur roșu colorat. Și aici pe site aveți ocazia să le vedeți toate, dacă vreți să vă urmăriți toate. La toate vă prezint informații referitoare la locuri, tehnici de folosire a muștelor artificiale și chiar delegat pentru cei care vor să își îndrăgesc această meserie. Pe viitor să învețe și ei să lege, că noi o să îmbătrânim, sigur. Le dezvăluim și lor secretele, ca așa a zis Domnul Iisus, pe gratis ați primit, pe gratis să dați, să bucure și ei, că toate lucrurile astea sunt făcute de Dumnezeu, să ne bucurăm toți de ele, nu numai eu sau anumiți oameni. Și cu gândul să mai convingem oamenii că pescuitul la muscă artificială e mai frumos și chiar mai rodnic decât pescuitul la parașută. Acum poate și oamenii nu știu alte metode, de am zis să depunem puțin efort aici la a face filmări video și informațiile să ajungă la ei. În caz că pe piață nu găsesc
produse calitative sunt mulțumiți. Deci mă pot contacta, lucrez și cu persoane fizice și cu firme. Producția merge mai greu. Lucrez singur. Am mai încercat, da, cu cineva, dar nu e prea e mare încredere în calitate. Mi s-a zis că cu mai puține operații nu să fac, nu știu. Ba da, e ca și cum ai vinde numai Trabant, n-ai mai vinde și BMW-uri. Și unii oameni mai pretențioși așteaptă și altceva mai deosebit. Nu ca la chinezi un singur corp și schimba doar fulgul. Gata, astea sunt muștele. Nu știu pentru ce începători. În legea asta au făcut-o comercienții, nu... Că au adus, n-am văzut până acum, au adus de la chinezii muște nimfe. Și dacă aduce-o, nu știu ce preț și ce calitate mai se găsea și la alea. Această firmare și produsele, în principiu, sunt pentru pescarii pasionați și care nu găsesc aceste produse, pentru că doar aici se fabrică, se confecționează. Lucrăm și cu lege foarte bune, Vari Vas, de la domnul Dragoș. Cu lege speciale japoneze. Made in Japan original. Ne permitem să facem lucruri slabe calitativ. Acum este bine că au apărut mai mulți pești care se pot prinde la muscă artificială. Să avem mai multă activitate, e perioada scrumbii, cam la începutul aprilie, așa, pe urcare la Sulina. Avem pe domnul crăparșef, Mircea Marius, care ținem legătura cu el, am mai luat legătura cu câțiva, adică ei m-au sunat. Băieții după Constanța. Să vadă dacă e adevărat site-ul. Și mi-au dat niște informații foarte folositoare, cum că i-au prins zărgan la muscă artificială cu saparina. Am studiat și-o puțin pe internet, am citit tot ce am găsit de zărgan. Și într-adevăr se prinde și o să țin legătura cu el acum. Ca să pescuim și Marea Neagră, nu? Că tot ai noștri sunt și pește aceia. Deci am avea scrumbia, stavridu și zărgan. Cu toate că lufarul merge foarte bine și acela la artificiale. Anul trecut am fost la Mangalia și nu am prins. Nu aveam nimfe ca să prind chefal și chefalul merge foarte bine. Dar la nimfă, ceva gen RM. Anul acesta, dacă domnul mi-a dat mașina acum și mai leg și nimfe, trebuie să-mi iau un băț de așa ceva. Te musca mea o clasa 5-6, dar trebuie și unul mai... Iau unul mai universal, așa, să fie și pentru ștucă și pentru crapă. Deci aceasta este soluția cu care am lipit.
Un ședevo, la franceză, mea care este așa. Are priză foarte bună la material. Sticloasă, așa rămâne frumos. Nu aveți treabă să... cu materialul, priză foarte bună. Și acum să vedem ce a ieșit. Ia, să vedem noi o diferență. La cea din mână am folosit ful negru, se văd spirele, și la aceasta ful roșu. Are și la aceasta verdele astea cristal flash, la asta pe fund roșu. Vedeți că nu seamănă? Ele par roșii, dar nu prea seamănă așa bine, bine. Așa, o să fac și magazinul online. O să pun toate modelele acolo. Deci contează fiecare detaliu la muscă, de exemplu, dacă trage mai bine la asta cu fulgul roșu aici, sau trage la fulgul negru, la ne? Oricum o să le testez eu. Și o să vă arăt, o să le numerotez. Și ca să facem identic musca aceea. Mai sunt și alte culori pe tungsten și portocaliu și negru. Și bine că avem materiale, acum să încercăm diverse combinații. În rest, vă doresc multă sănătate. Vedeți că primăvara este foarte aproape. La noi este cald aici, la Ștefănești. Curs strășinele. Începe să încălzească. Azi pe 4-3-2011. Să dea Domnul să ne auzim sănătoși. Și dacă aveți nevoie, mă puteți contacta. Pe site aveți datele de contact. Ține legătura, să facem treaba. Sănătate și numai bine!